Țara Sfântă are o mare importanță pentru creștini, deoarece aici este locul nașterii, crucificării și învierii lui Iisus Hristos. Orașele sfinte ale creștinilor sunt Ierusalim, Betleem și Nazaret. În fiecare an, aici se petrec trei minuni de o importanță covârșitoare pentru creștinii ortodoxi. Lumina Sfântă, întoarcerea Iordanului și norul de pe muntele Tabor. Lumina Sfântă este considerată ca fiind cea mai mare minune văzută atât de credincioși cât și de necredincioși. Este un miracol al Ortodoxiei care se întâmplă în fiecare an de Paștele Ortodox la Ierusalim, când în timpul vecerniei mari, din Sâmbăta Mare, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde Sfânta Lumină, care se coboară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu arde. Ceremonia începe încă din Vinerea Patimilor, când la sfârșitul slujbei prohodului Domnului, după ce se citește Evanghelia, se sting candelele din Sfântul Mormânt. Apoi, pe lespedea mormântului, este așezat un strat gros de vată pentru venirea Sfintei Lumini. Poliția israeliană face un control extrem de strict. Verifică toate obiectele din interiorul mormântului pentru a nu exista nicio sursă care ar putea produce sau întreține focul. În final, ușa Sfântului Mormânt este închisă și pecetluită cu două benzi de pânză albă în formă de X, peste care se așează o bucată mare de ceară și pecetea poliției israeliene. Gardienii rămân de bază la ușa mormântului până când se aprinde Sfânta Lumină. Totul se petrece în prezența credincioșilor, poliției, reprezentanților ortodoxi, copți și armeni, a musulmanilor și credincioșilor altor religii. În final, se desigilează ușa mormântului prin ruperea peceților și se sting toate luminile. Patriarhul ortodox intră singur în Sfântul Mormânt. El este percheziționat cu multă atenție de autorități în prezența reprezentanților celorlalte culte pentru a nu avea asupra sa vreo sursă de foc. El îngenunchează înaintea mormântului și rostește o rugăciune specială, cerându-i lui Dumnezeu să trimită Sfânta Lumină. După 15-20 de minute de fierbinte rugăciune, toată lumea din biserică observă o lumină puternică, ca o scânteie luminoasă de fulger, coborând în zigzag prin cupola mare a bisericii. În mulțime se aud glasuri de emoție în toate limbile. Scânteia dumnezeiască coboară deasupra capelei Sfântului Mormânt ca un glob de lumină ce se sfarâmă în mici bucăți. Apoi intră înăuntru ca o subțire rază de foc. Coboară pe lespedea mormântului și aprinde vata presărată deasupra. Patriarhul adună cu mâinile vata aprinsă de o flacără galben-verzuie, care timp de câteva minute nu arde. Apoi pune vata aprinsă în două cupe de aur cu găuri și iese în capela îngerului. Aici aprinde două buchete mari de câte 33 de lumânări, iar cupele aprinse le dă pe două ferestre mici afară la cei doi diaconi ortodoxi. Aceștia duc o cupă la Sfântul Altar, iar a doua la Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena de la Patriarhie. Apoi patriarhul iese în fața Sfântului Mormânt cu cele două făclii aprinse și strigă de trei ori: veniți de luați lumină! Toți credincioșii adunați acolo aprind felinarele și buchetele de câte 33 de lumânări. Lumina de la Ierusalim ajunge în toate bisericile creștine din lume la slujba de înviere, iar la miezul nopții, credincioșii merg pentru a lua lumină. Lumânările aprinse în biserică trebuie duse acasă și lăsate să ardă pentru a aduce pace și bunăstare în familie. A doua minune este întoarcerea râului Iordan, cel mai important și cel mai mare râu din Țara Sfântă.
în fiecare an, te bobotează în râul în care a fost botezat Iisus Hristos, după aruncarea crucilor în apă, are loc un miracol, un eveniment ce depășește orice imaginație. Apele râului Iordan curg în sens opus cursului obișnuit. Așa cum se procedează și în apele noastre, la Ierusalim, patriarhul aruncă în apă trei cruci, ce urmează a fi recuperate de cei mai curajoși tineri. Acesta este momentul în care apele râului Iordan își schimbă efectiv sensul spre uimirea credincioșilor strânși să vadă minunea. În plus, în locul unde crucile cad, apa începe să fiarbă, iar minunea aceasta durează de peste 2000 de ani. Credincioșii care participă la slujba de sfințire dau mărturie că pentru câteva clipe, apele Iordanului se întorc, curgând dinspre Marea Moartă, spre Marea Galilei. Cei care au băut din apele Iordanului în această zi au observat că acestea sunt sărate, iar nu dulci, după cum sunt de obicei. Acest lucru este explicat prin faptul că, întorcându-se, râul aduce cu sine ape sărate din Marea Moartă. Întoarcerea râului Iordan este profețită și în Vechiul Testament. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Întoarcerea râului Iordan dinspre Marea Moartă, mare cu apă extrem de sărată și lipsită de viețuitoare, înspre Marea Galilei, cu apă dulce, mulți pești și vegetație abundentă, trimite încă din momentul botezului spre activitatea Mântuitorului de a întoarce lumea de la moarte la viață. Minunea norului de pe muntele Tabor se adaugă celorlalte două care se petrec în Țara Sfântă. Muntele Tabor este locul unde Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea ucenicilor săi, când a strălucit fața lui ca soarele, iar hainele lui s-au făcut albe ca lumina. În noaptea de 18 spre 19 august, pe muntele Sfânt al Taborului, în momentul în care începe Sfânta Liturghie, coboară asupra mănăstirii ortodoxe Sfântul Proroc Ilie, un nor luminos care nu are caracteristicile unui nor obișnuit. În momentul în care începe privegherea, din vârful muntelui se vede pe cerul întunecat dinspre Nazaret, la o distanță mare, o formațiune noroasă portocalie, ce vine aproape perpendicular spre biserică, unde rămâne până la miezul nopții, sub forma unei limbi portocalii întunecate. Norul luminos, care ajunge deasupra Taborului, capătă diferite forme. Din el desprinzându-se fâșii, minci rotunde sau lunguiețe, ce ajung chiar deasupra turlei bisericii. Fenomenul este perceput și descris diferit de credincioșii pelerini, martori ai minunii. Ceea ce este relatat deopotrivă de toți este faptul că în clipele acelea se răspândește în aer un extraordinar miros de tămâie, care nu este însă tămâie de rășinoase, ci o combinație de conifere orientale cu tămâie naturală din rășina pomului. Mulți necredincioși spun că norul este doar o vedenie a creștinilor sau chiar o șarlatanie pusă la cale de oameni cu interese turistice. Numai că fenomenul în sine a fost cercetat și de o echipă de oameni de știință. Cercetătorii au concluzionat că această ceață nu poate fi generată de aerul uscat și la o astfel de temperatură și, ca atare, fenomenul nu poate fi încadrat decât în categoria miracolelor. De la începutul creștinismului, miracolele au fost o parte importantă a credinței creștine. Cu toate acestea, se spune că minunile nu fac credința. Minunile sunt cele care se află la capătul credinței. Mântuitorul a spus ucenicilor săi: dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință.